trofeul al anului 2017 în basketul românesc se dă în următoarele două ore la Sfântul Gheorghe, în sala Cati Sabo, acolo unde se joacă finala Cupei României în basketul feminin. O finală care aduce față în față CSM Târgoviște și Olimpia CSU Brașov. Echipa lui Cătălin Tănase, cel pe care îl vedeți în imagine, a furnizat marea surpriză și a eliminat deținătoarea eventului, Șep și Sfântul Gheorghe. Și echipa gazdă nu-și poate apăra trofeul în ultimul act. Așa arată lotul pregătit de Cătălin Tănase. Lot în care evoluează senzațională Larisa Toma. La 42 de ani și jumătate, Larisa joacă extraordinar și este unul dintre puținii sportivi din jocurile sportive din România care evoluează la nivel înalt la peste 40 de ani. Acesta este lotul brașovencelor pregătit de Dan Calancea, un antrenor care și-a legat mare parte a carierei de orașul de sub Tâmpa, la fel cum Cătălin Tănase este deja în cartea de aur a clubului din Târgoviște. Cătălin Tănase, cel care a câștigat o mulțime de trofee cu formația târgovișteană, acum în fața Cupei României, în ediția 2016-2017. Eu sunt David Bosulangin, jurnalist TVR. Vă salut pe toți și vă invit la acest meci foarte interesant de basket feminin între CSM Târgoviște în portocaliu și Olimpia CSU Brașov în albastru. Aceasta este brigada Laurențiu Ligoraș, Andrada Monica și Amalia Marchiș, comisar din partea Federației Române, fosta mare jucătoare Svetlana Simion. Săptămâna viitoare la Sibiu se va juca în Cupa României la băieți. Optimile, sferturile încep miercuri, continuă joi. Marți și miercuri, joi sunt semifinalele, vineri este finala Cupei României la Sibiu, sâmbătă este All-Star Game-ul Ligii Naționale. Brașovul începe cu Ioana Ghizilă pe postul de conducător de joc, numărul 6, Adrian Webb, numărul 10, fundaș ofensiv, pe poziția 3, capitanul echipei, Biliana Pesovici, numărul 5, pe poziția 4, Dora Ardelean, și pivot este americanca Cristina Higgins. CSM Târgoviște, echipă care a câștigat ultima cupă în 2013, intră pe teren cu Porsche Cherrel Poole, numărul 34, este conducător de joc, fundaș ofensiv Porsche Green, capitanul formației, pe poziția 3, Elena Dincă, pe 4, Monique Cocker și pivot, Larisa Toma, cea mai experimentată jucătoare din Liga Națională, Larisa Toma, născută pe 5 iulie 1974. Este și o galerie venită de la Târgoviște pentru formația cea mai importantă din sportul târgoviștean, o echipă care a adunat 12 titluri și 7 cupe ale României. O echipă fondată în 1991, care a dominat basketul feminin românesc de atunci încoace. În ultimii ani au fost de notorietate duelurile dintre Târgoviște pe de-o parte și celelalte centre ale centre de putere din basketul românesc, fie că a fost vorba de Arad, fie că a fost vorba de Alba Iulia, fie că a fost vorba de Sfântul Gheorghe. Larisa Toma cu numărul 8 pe tricou în fața unei alte finale. Are 4 titluri și 5 cupe câștigate cu Târgoviște, câștigate în carieră cu Târgoviște. Are 3 titluri și 3 cupe, toate cu Cătălin Tănase antrenor. O primă minge jucată de echipa gazdă, așa este trecută pe statistica oficială CSM Târgoviște, evident
echipă nu foarte iubită la Sfântul Gheorghe, mai ales după victoria de ieri obținută în fața echipei locale. O aruncare de 3 puncte reușită înscrie Elena Dincă, cea care are cel mai bun procentaj din spatele semicercului în campionat pentru formația târgovișteană, 36%. Acum marchează Adrian Webb, o jucătoare care în sezonul precedent a evoluat la Alba Iulia. Trage Porsche Pool, jucătoarea născută în Ohio, a ratat aruncarea de 3 puncte. În replică marchează Cristina Higgins. 1,96 m are absolventa Universității Baylor, 23 de ani, a împlinit pe 4 februarie. Brașovul conduce, posesie pentru Târgoviște, ratează Larisa Toma și este minge pentru Brașov. Biljana Pesović, jucătoarea din Serbia. O pată de culoare sunt basketbalistele din Serbia în această ediție în Liga Națională. Foarte multe jucătoare din Statele Unite. De altfel, Biljana Pesović este singura sârboaică din această finală. Pool pe partea cealaltă, acolo este Dincă. Cocker. Aruncă Monique Cocker și înscrie, cea mai bună marcatoare a formației din Târgoviște și cea mai bună basketbalistă la recuperare, medii de 17,5 puncte și 10 recuperări în sezon. Târgoviște pe poziția a doua cu 14 victorii, 4 înfrângeri în Liga Națională, în spatele echipei învinse ieri Sfântul Gheorghe. Acum 2 puncte de la pivotul Cristina Higgins, cea care are 12 recuperări în medie pe partidă. Iată pe Cristina Higgins, apărându-se foarte bine, dar nereușind să câștige posesia. Arată schema de atac, Porsche Green. Green pentru Pool. Dincă, Larisa Toma, aruncă, ratează. Reușesc să recupereze jucătoarele de la Brașov. Contraatac purtat de Biljana Pesović. Pesović cu panoul, 2 puncte. Este și galeria echipei brașovene în partea dreaptă a sălii. 8-5 pentru CSU. CSU Olimpia Brașov. O nouă aruncare de 3 puncte și o nouă reușită. Elena Dincă. După 6 puncte marcate de Elena Dincă. Webb. Pesović. Pesović apărată de Porsche Green. Pesović trece printre două adversare, dar pasează greșit. Intercepție reușită de Pool. Porsche Pool, numărul 34 pe tricou. Dincă. Cocker. Aruncă și ratează tripla Porsche Green. Nu poate recupera Larisa Toma. O face Biljana Pesović. Este pozițional pentru Olimpia Brașov. Ioana Ghizil. Ioana Ghizilă are 19 ani, plinește 20 în luna iunie. Ardelean Ghizilă căpăcit acolo foarte bine de Porsche Green. Cherel Pool, Cherel Porsche Pool, numele complet al jucătoarei din Statele Unite, venită dintr-o ligă secundară, Universal Basketball Association, acolo a jucat în sezonul precedent la Mail Matrix. Jumătatea sfertului întâi, finala Cupei României, 8-8, Brașov, Târgoviște, coș de 3 puncte. Marcat de Adrian Webb, are 36% din spatele semicercului, basketbalista de 26 de ani.
E prima triplă reușită de brașovence. Picior, Cristina Higgins, încă 14 secunde de atac. Green. Larisa Toma ratează aruncarea de două puncte, prinde Higgins. Besovic. Pătrunde Besovic și marchează. Goș de două puncte, Miliana Besovic, cea mai bună trăgătoare de cea mai bună aruncătoare de două puncte, de trei puncte și de liberă. E lideră la toate categoriile. 53% la două puncte, 39% la trei puncte, 82% la libere. Jucătoare în vârstă de 33 de ani. Pool. Bagă mingea în coș, o aruncare de trei puncte în finalul atacului. Ce triplă a reușit Cheryl Pool. Ratează Miliana Besovic, a recuperat Porsche Green, aduce mingea foarte repede jucătoarea din Statele Unite. Green, pozițional pentru Târgoviște. Aruncă Pool din nou, ratează, recuperează Larisa Toma. Porsche Green pătrunde, aruncă, ratează. Sunt foarte multe recuperări în basketul feminin din Liga Națională, asta pentru că se ratează mult. Ioana Ghizilă. Ardelean. Besovic. Faultată, greșeală personală Elena Dincă. Elena Dincă a jucat la Șep și Sfântul Gheorghe două sezoane, încă trei la Alba Iulia, plus alte două sezoane la Târgoviște. Ghizilă. Web. Care precisă, Web, două puncte, 15 puncte, peste 5 recuperări în campionat. Un capac reușit de Higgins la aruncarea Elenei Dincă. Prima greșeală personală la jucătoare, fotbalul 8. A fost faultată Larisa Toma de Dora Ardelean. 20 de ani diferență între cele două. Frumos încheie faza Monique Cocker. Jucătoare cu un palmares impresionant. 3 sezoane jucate în Women NBA. La Los Angeles Sparks, la New York Liberty și la Connecticut Sun. Webb. Trece ușor, stop shoot, impecabil. Două faze asemănătoare încheiate cu două coșuri de Adrian Webb. Rămâne diferența de 4 puncte în favoarea brașovencilor. 1 minut 45 din primul sfert al cupei, al finalei Cupei României. Dincă, lungă aruncarea de 3 puncte. Recuperează târgoviștencele. Aruncă și înscrie Cosby. Donica Ayana Cosby, intrată pe teren. Numărul 0 pe tricou. Reduce diferența la o posesie. Higgins. Ghizilă. Scapă de adversar, dar nu reușește să înscrie. Vine foarte bine Higgins și recuperează ofensiv. Besovic. Scurtă aruncarea de 3 puncte. Porsche Green. A
Chris Webb. Ultimul minut al sfertului inaugural. Higgins pentru Webb. Din nou marchează Webb. Adrian Nicole Webb, 15 puncte în medie pe partidă pentru absolventa Universității LSU, Louisiana State. Webb are 100% la aruncările din acțiune. Recuperare ofensivă urmată de o ratare neașteptată pentru Monique Cocker. Pesovic greșește, nu înscrie nici Higgins. Și se aude sirena, se termină primul sfert al acestei finale. Târgoviște 15, Olimpia Brașov 19. De puncte marcate în primul act al finalei Cupei României, 19 pentru Olimpia CSU Brașov, 15 pentru CSM Târgoviște. Echipa lui Dan Calancea a jucat finala Cupei în sezonul precedent, o finală pierdută 49-37 cu Șepșin Sfântul Gheorghe. Două echipe care se împrunt astăzi pentru trofeu au jucat pentru medaliile de bronz ale sezonului precedent. O finală mică adjudecată de Târgoviște, 71-56 și 79-62 pentru formația Cătălin Tănase. Cel care ca jucător a evoluat la Fieni, la Târgoviște și la Steaua, carieră de 12 ani. Apoi, ca antrenor, a câștigat titlul și două cupe cu Diandra Târgoviște. A pregătit un sezon echipa masculină din Târgoviște. Apoi a mai luat două eventuri cu Târgoviște, 2009 și 2010. MCM Târgoviște s-a chemat. A antrenat Naționala Siriei, Naționala Feminină a Siriei și apoi a fost antrenor la Clubul Sportiv Școlar. A revenit pe banca echipei de senioare și e aproape de primul trofeu al acestui an. A început sfertul al doilea. Pătrunde Pesovic, finalizează cu mâna stângă. Foarte bună această acțiune a jucătoarei care a evoluat 3 sezoane la Danzio Timișoara. Minge Supanov și două puncte venite pentru Târgoviște de la Ana Maria Vârjoghi. Un pivot de 1,96 m. Marchează și Dora Ardelean, 23-17. Ana Maria Vârjoghi, născută octombrie 99. Sesie, pasă Supanov pentru Cocker, intercepție reușită de Higgins. Webb, Ardelean, Pesovic. Webb de 3 puncte, prinde Higgins încă o dată. Higgins are în acest moment 4 recuperări. Odată Web. Prima greșeală personală pe Iulia și semeiva jucătoare cu numărul 23, Monique Cocker. Schimbări la CSU Brașov, intră pe trei. Este Ardelean, a intrat cu numărul 18, Alina Crăciun. Web. Trage Pesovic și marchează. Goș de 3 puncte, Biliana Pesovic, și diferența este îngrijorătoare pentru echipa din Târgoviște. 9 puncte. 9 puncte, da.
26-17. Intercepție din nou pentru Olimpia Brașov. 3-1 pe acest contraatac. Web ratează. Recuperează ofensiv Pesović. Ce greșeală să nu înscrii în 3-1. Ioana Ghizilă greșește aruncarea. Au prins acolo jucătoarele de la Târgoviște. Alina Chivu intrată pe parchet cu numărul 7. Greșește aruncarea. Vârjoghin. Pesović încearcă din nou de la mare distanță și scutură plasa. Trebuie să ceară timeout antrenorul de la Târgoviște, pentru că Brașovul este on fire. 2 goșuri de 3 puncte înscrise de Biliana Pesović au dus diferența, iată, la 12 puncte. Târgoviște a trecut în primul meci din acest turneu final, Final 8 de CSM Satu Mare, 72-60. Mul a marcat 19 puncte, Cocker a reușit double-double, 16 și 10 recuperări, Larisa Toma 10 puncte, 9 recuperări. Iar în semifinale, așa cum vă spuneam, 58-55, cu Șef și Sfântul Gheorghe, Cocker 17 puncte, 6 recuperări, 2 intercepții, Orșia Green 12 puncte, 11 recuperări, Larisa Toma 11 puncte, 5 recuperări. Așa au ajuns în finală târgoviștencele. O primă repriză foarte bună reușită de echipa lui Dan Calancea, care conduce 29-17 după 13 minute jucate. Green, Dincă, faultată Elena Dincă. Prima greșeală personală la jucătoarea numărul 5 pe Iutea și Semii Maia, Adrian Nicole. A faultat Web. A revenit pe parchet Cherel Poole. Dincă, Larisa Toma, pasă excelentă sub panou și marchează Cherel Poole. Ratează tripla Adrian Web. Contraatac pentru Târgoviște. Este băgat în spațiul de 3 secunde. Capac acolo pe care și-l ia Cocker. Și pierd posesia jucătoarele de la Târgoviște. Iată pe Cocker, blocată foarte bine. Capacul Alinei Crăciun. Ioana Ghizilă cu blocaj Web. Schimbă cu Higgins. Din nou Ghizilă. Pesović. Pătrunde Pesović. Aruncă
cu evitarea adversarului, ratează, dar este Higgins acolo cu acest tip-in. 6 puncte pentru Higgins și acum încă 2 pentru Pool. 7 puncte are Pool. Besovic a călcat semicercul, a ratat aruncarea de la mare distanță, a prins până la urmă Monique Cocker. Green. Pool. Porcia Green încearcă de 3 puncte. Este minge păstrată în teren de Webb, care dă drumul repede la contraatac. Besovic. Higgins, Besovic, așteaptă pivotul, pași, Alina Crăciun, abatere de pași. A jucat 4 sezoane la Ichim Arad, a debutat la Olimpia în Liga Națională, Alina Crăciun. Pool. Fautată de Besovic. Prima greșeală personală pentru ideea și semi Diana Besovic. Dincă. Trage Cherel Pool și marchează coșul de la mare distanță. 10 puncte, Cherel Pool, prima jucătoare de la Târgoviște care atinge această cifră. Brașovul le are pe Web și pe Besovic cu câte 10 puncte, minim 10 puncte marcate. Besovic. Nu reușesc să finalizeze brașovencele nici acest contraatac. Călcat afară Crăciun. Patru minute din prima repriză. Finala Cupei României, Târgoviște, Brașov, 26-31. Larisa Toma pentru Cherel Pool. Care ratată, Dincă recuperează, trage din nou, Pool, airball. E faultul Porsche Green. Sezonul precedent a evoluat în Mexic. Greșeala personală, jucătoare numărul 3, Porsche Green. Schimbările acestea în Târgoviște, cele Târgoviște de el. Intră pe teren jucătoarea cu 17, Fodor Marta. A ieșit Monique Cocker, a intrat Marta Fodor. Marta Fodor, un small forward de 1,83 m. Webb. Besovic. Atunde foarte bine Besovic. Aruncă și înscrie Ioana Ghizilă, goș de 3 puncte. E prima reușită din acțiune și din meci pentru Ioana Ghizilă. Avea doar 2 recuperări și o pasă decisivă înainte de acest goș. Fodor pierde posesia, 2 minute și jumătate, dar asta se întâmplă și în cazul brașovencilor. Astăzi de la ora 20,
derbiul campionatului Liga Națională Masculină, Oradea versus Banca Transilvania Cluj. Un meci special pentru Vlad Moldoveanu, care azi împlinește 29 de ani, cel mai important basketbalist român. Ajunge, iată, la 29 de ani. La mulți ani, Vlad. CSM Oradea, Banca Transilvania, Digi3, ora 20. E ultimul meci de basket transmis din această săptămână. Intră pe teren jucătoare cu numărul 0, Byron Cosby. Revine pe parchet Cosby. În echipa Portocalie. Crăciun. Vizilă. Pierde mingea. Intercepție reușită de Cosby. Mai departe, Borșa Green. Se apără impecabil Alina Crăciun și reușește să obțină mingea de la Sherelle Poole. Multe greșeli în ultimele minute. E presiune mare. Se joacă pentru primul trofeu al sezonului. Webb cu panoul. Coș de 2 puncte. Adrian Webb. 13 puncte are Webb cu 5 din 6 de 2 puncte. Iarăși la o diferență formată din două cifre brașovencele. Bull. Așteaptă Marta Fodor. Bull trage de la 9 metri. A doua greșeală personală pe din mașul SMI Biana Pesovic. A fost faultată jucătoarea de la Târgoviște pe aruncarea de 3 puncte și bate 3 libere. 83% în sezon pentru Sherelle Poole de la linia de fault. Absolventa Universității Michigan State. Două sezoane la Târgoviște, 2013-2015. Le ratează pe toate 3. Așa ceva se vede extrem de rar în basket. Dar iată că se întâmplă chiar într-o finală de cupă. Marchează coș de 3 Ioana Ghizilă cu panoul. Incredibil aruncare. 39-26. Ioana Ghizilă este mezina acestei finale, dacă nu mă înșel, născută 97, din cele care au intrat pe teren, pentru că o avem pe Maria Ferrariu la Olimpia Brașov, născută 2000. Mezina finale și pe Alexandra Ghiță, tot 2000, de la Târgoviște. Ioana Ghizilă reușește să înscrie coș de 3 puncte, dar și Vârjoghi este născută 99, foarte multe jucătoare tinere născute după 90, cele loturi. Cea mai mare diferență de scor înregistrată în această finală, 13 puncte. Ioana Ghizilă are 2 triple, plus 2 recuperări. Higgins are 6 puncte, 8 recuperări, Webb 13 puncte, Vesovic 12 puncte. Pentru Târgoviște 10 puncte de la Pool, 6 de la Dincă, 4 Cocker. Se agită Dan Calancea. A fost antrenorul echipei naționale masculine un an. Coker. Pasă pentru
Larisa Toma, care ratează incredibil, dar cu noroc înscrie primele puncte pentru Larisa Toma. A debutat, spuneam, în 1988 la Rapid, adusă fiind de Dan Militaru, Coco Militaru, așa cum știe lumea basketului. A debutat în 98, iar în 88, iar în 89 internetul a devenit universal. S-a schimbat lumea extrem de mult de atunci până acum. Din 88 joacă neîntrerupt. Extraordinară carieră pentru Larisa Toma. Avem câteva exemple de sportivi care evoluează la peste 40 de ani în ligile naționale. Avem pe Alida Marković la volei, avem pe Ion Timaru la hockey, la Steaua, Alida Marković la Dinamo. Iată și pe Larisa Toma la peste 40 de ani, la peste 42 de ani chiar. A spus că dacă se simte ok, continuă și din vară, din sezonul următor. Încă 20 de secunde din prima repriză, 13 puncte în plus pentru Brașov. Vesović. Intercepție. Vesović a pierdut mingea, a reușit Elena Dincă un steal și este faultată. A patra greșeală de echipă pentru Brașov. Ioana Ghizil a faultat. Schimbarea la acest pentru Goliște. Intră pe teren jucătoarea numărul 34. Mai e timp de o aruncare. Trage Porsche Green și nu poate modifica tabela. Pauză în finala Cupei României, 28-39 scorul în acest moment. Avantaj important luat de elevele lui Dan Calancea. De văzut reacția târgoviștencelor în repriza secundă. Ne întoarcem peste 13 minute în arena Cati Sabo din Sfântul Gheorghe. Mai puțin de un minut până la startul reprizei a doua din finala Cupei României în competiția feminină. Brașovul conduce Târgoviște 39-28 după două sferturi câștigate. Primul la 4 puncte, al doilea la 7 puncte. O replică excelentă dată de echipa pregătită de Dan Calancea, favoritei CSM Târgoviște. Târgoviștencele au eliminat în semifinale echipa gazdă, Șep și Sfântul Gheorghe, liderul din Liga Națională și câștigătoarea eventului în sezonul precedent. Numai că socoteala de la Târgoviște nu este la fel cu ceea ce se întâmplă la Sfântul Gheorghe. Brașovul a avut precizie mare la aruncări, 53% din acțiune, 57% la două puncte, 12 coșuri marcate, 5 triple. Fără aruncare liberă, doar 3 libere date în acest meci, toate 3 ratate de formația, de jucătoarea Cheryl Pool de la Târgoviște. Reintră pe teren cele două formule de 5. Brașovul cu Besović, Ghizilă, Ardelean, Webb și Cristina Higgins. Târgoviște cu Green, Larisa Toma, Dincă, Monique Cocker și Cheryl Pool. Nu, este Alina Crăciun la brașovence. Alina Crăciun în locul Dorei Ardelean.
O primă acțiune irosită de formația care conduce în acest meci, Coker. Este fault. Greșeală personală Alina Crăciun. Două libere, Monique Coker. ...69% transformă în campionat. Acum le ratează pe amândouă. Incredibilă situație. 5 libere ratate din 5 până acum în acest meci. N-am mai văzut, cred, nicăieri în nicio competiție, într-un meci de basket, ca în sfertul al treilea, să nu existe o liberă măcar transformată. Coker faultează, a doua greșeală personală, repune Besovic. Ioana Ghizila, autoarea două coșuri de 3 puncte spectaculoase în prima repriză. Pătrunde, aruncă, greșește Adrian Webb. Green, 12 puncte, 8,3 recuperări, 5 pase și 2,4 intercepții are Green în campionat în această seară. Cifre subțiri. Vine tripla marcată de Adrian Webb. 6 din 12 de 3 puncte, 50%, remarcabil. Airball acolo, neașteptat de la Elena Dincă. Extraordinar, încă o dată Adrian Nicole Webb. Webb are 17 puncte. Larisa Toma scoate pentru Porcia Green. Trage pull și marchează coșul de 3 puncte. 3 din 7 de la mare distanță, pull, 13 puncte. 31-43. Higgins. Se fluieră fault la Elena Dincă. Mai era cu spatele. Și a dezechilibrat-o pe Adrian Webb. Iese Dincă, intră Alina Chivu la Târgoviște. O jucătoare transferată în această lună de la Alexandria. A debutat în partida precedentă. Nu, a debutat în primul meci din turneul final al cupei. Un nou coș de 2 puncte marcat de Alina Crăciun. Pasă foarte bună Supanou pentru Coker. Asistul Larisei Toma. Intercepție acum reușită de Monique Coker. Ratează tripla. Este fault acolo. Pull a fost, nu a fost Coker. Pull oprită neregulamentar de Ioana Ghizilă. A doua greșeală personală pentru timașul SBI Ioana Ghizilă. Două rucări liberă, chipite pentru Pull și Pull. Două libere, Șerel, Pull. În fine, Târgoviște sparge gheața în acest meci. Prima liberă transformată după 13, după 23 de minute și jumătate.
vine și a doua. 10 puncte în plus pentru Brașov. Alina Crăciun, Ioana Ghizilă, Higgins, Ghizilă cu panoul, luptă mare la recuperare, posesie pentru Brașov. Călcat rău acolo Șerel Pul, înlocuită de Cosby. Crăciun frumos pentru Pesović, care ratează. Recuperează Larisa Toma. Nici de data asta nu poate înscrie Monique Cocker de la mare distanță. Pesović. Alina Crăciun. Ghizilă. Pasă sub panou, a fost o aruncare, se termină atacul. O greșeală a Alinei Crăciun, care ar trebui să dea pasă direct. Era mai simplu să încheie faza cu puncte, dând pasă. Cosby, Larisa Toma, primește Larisa, aruncă și marchează Larisa Toma, al doilea coș din acest meci. Are 4 recuperări și 3 pase decisive. Webb mai pune 2 puncte în statistica proprie și reface diferența de 10. Care complet aiurea Monicăi Coker, poate cea mai importantă jucătoare de la Târgoviște, nu are decât 6 puncte. Prinde Higgins ofensiv, greșește aruncarea. Larisa Toma, Borșa Green, este pătrunderea. Trage de 3 puncte și marchează Green la prima reușită din spatele semicercului, din 5 tentative. ...40-47, au recuperat târgoviștencele, 3 minute și 40 de secunde din sfertul al treilea. Ghizilă, Crăciun, aruncă, ratează Coker acolo, Borșa Green. Stop shoot de 3, airball în brațele Alinei Crăciun. A mers această minge care a trecut la jumătate de metru de inel. Greșeală personală Larisa Toma. O dublă schimbare la CSM Târgoviște. Intră pe teren jucătoarele numărul 17, Fodor, și numărul 34, Borșu Pul. A revenit Șerel Pul. Cum un capac pe care îl ia Pesović de la Larisa Toma. Să vedem acțiunea de contraatac. Finalizată! Faul coș! Tonica Cosby înscrie. Ce frumos a trecut printre adversare și a obținut faultul de la Adrian Webb. Aruncare suplimentară și timeout cerut de antrenorul Dan Calancea. A fost 45-34, 45-34, 31.
avantaj de 14 puncte pe care l-a avut Brașovul după coșul marcat de Alina Crăciun. 7 minute înainte de finalul sfertului. A fost chiar da, 14 puncte, cea mai mare diferență. 15 puncte, 43-28 a fost. Bula are 15 puncte pentru Târgoviște. Green are 7 puncte, 7 recuperări. Înscrie și aruncarea suplimentară Cosby, 3 point play și este minge câștigată de Târgoviște, de gringoladă în tabăra brașoveană. Mai puțin de 3 minute rămase din acest sfert. Pool, Green. Pool. Stop shoot Cosby, ratat. Se dă fault împotriva Martei Fodor. A patra greșeală de echipă pentru Târgoviște. Fault ofensiv împotriva lui Adrian Webb. Trei greșeli personale Webb. Larisa Toma pasă sub panou, greșește, o aruncare ușoară, Marta Fodor. Pesovic. Izilă, Pesovic s-a eliberat la 3 puncte, acolo merge mingea, aruncare perfectă. Un coș de 3, foarte important pentru Brașov. Deci 43. Au avut momentul în care puteau să ajungă la o posesie cele de la Târgoviște. Înscrie până la urmă cu mare emoții Marta Fodor. Pasă decisivă la Larisa Toma. Higgins mai departe pentru Dora Ardelean, revenită pe parchet. Ghizilă. Ardelean. Trage Pesovic. Este posesie pentru Brașov. A greșit acolo Cosby. Revedem săritura lui Cosby. Piciorul sus, mingea a atins-o în picior și a ieșit afară. Trage Ghizilă, repede, după repunere, recuperează Larisa Toma. Sub
panou. Coker marchează două puncte. O posesie acum în favoarea formației din Brașov în ultima jumătate de minut a sfertului. Un sfert în care au avut brașovencele 15 puncte avantaj. Stop shoot Besovic. Minge câștigată de brașovence, trage Webb de 3 și înscrie. Coș de 3 pentru Webb. Este a 7-a aruncare transformată din spatele semicercului din 14. Răspunde perfect Cheryl Poole și se termină sfertul al treilea, 50-53, un sfert extrem de spectaculos câștigat de formația din Târgoviște. 50-53, nimic nu este jucat, nimic nu este decis în finala Cupei României. Totul se va stabili în următoarele 10 minute. '50-53 după sfertul adjudecat de formația din Târgoviște. 22-14 a fost în aceste 10 minute cele mai multe puncte marcate de o echipă într-un sfert în finala Cupei României. Târgoviște mare pe pool, în mare formă, 18 puncte. Nici o altă jucătoare nu a reușit măcar 10 puncte. Larisa Toma are 4 puncte, 4 pase decisive și 7 recuperări, plus un capac. Larisa Toma are și 2 cupe ale Europei Centrale în palmares. Fostă jucătoare la Arad, fostă jucătoare la Sfântul Gheorghe. Acum 9 sezoane ca la Sfântul Gheorghe. Olimpia Brașov cu 22 de puncte de la Webb și cu 15 de la Pesovici. Pesovici a marcat 3 coșuri de 3 puncte, Ghizilă 2, Webb 2. Pool are 4 din 9 aruncări. Green are o reușită din 6, din care 2 din 5. Începe ultimul sfert al finalei Cupei României. Prima posesie pentru CSM Târgoviște. Cheryl Poole, Dincă, Cosby, nu este Porsche Green, pardon. Acum Inge ajunge la Larisa Toma, trage Coker, ratează tripla, a recuperat Webb. Tot ea trece mingea în jumătatea adversă, pătrunde Webb, este blocată excelent de Larisa Toma. Cool. Larisa, excepțională combinație finalizată de Monique Coker, care a coborât remarcabil. Incredibil de unde are energie Larisa Toma, o jucătoare de 42 de ani și jumătate. Are cele mai multe pase decisive din echipă și cele mai multe recuperări. Ratează incredibil Besovic, prinde Larisa Toma încă o dată. 52-53, șansă pentru Târgoviște să ajungă la conducere. Dincă, Larisa Toma, sub panou, pasă sub panou Coker, care scapă mingea. Web, Besovic, Ardelean, Ghizilă. Besovic în colț, aruncare de 3 puncte, doar Ardelean prinde Porsche Green. Pool, Green, stop shoot de 2 puncte, ratat, e posesie pentru Brașov. Coker
are 5 din 11 din acțiune. Nou atac pierdut de Brașov, contraatac Târgoviște. Stop, shoot, Cocker și este avantaj de un punct pentru CSM Târgoviște. Revenire de senzație a echipei Portocalii. 7 minute și jumătate din această finală. Pătrunde Webb, este căpăcită de Larisa Toma. Mingea sare cu noroc până la Higgins, care ratează uluitor. Luptă pentru minge și posesie Brașov, cred. Posesie pentru Olimpia acest lucraș. Da, așa este. Schimbările acestea pe Târgoviște. Intră pe teren jucătare domnul 10, Vârșov, Epaia, Epaia. Web. Aruncă Ioana Ghizilă și marchează coș de 3, senzațional! Ioana Ghizilă, 3 din 4 de la mare distanță, are 0-5 de 2 puncte, în schimb reușește să transforme de la mare distanță. Brașovul revine la conducere, 56-54. Cocker pentru Elena Dincă. Fault comis asupra Ana Mariei Vârjoghe. A patra Web. ...22 de puncte Web. Ar fi o dramă pentru Brașov să fie eliminată Web. Pul trage de 3 puncte și marchează! Extraordinară această jucătoare din Statele Unite. 21 de puncte pentru Pool. Aproape de intercepție acum. Ioana Ghizilă nu-și pierde cumpătul. Pasează. Pesoviș trage de 3. Ratează. Prinde Ghizilă și oferă un nou atac echipei. Pesoviș. Zemicârlig care nu intră. Recuperează Vârjoghe de lângă Cristina Higgins. Higgins a prins până acum 16 mingi. 7 ofensive, 9 defensive. Are doar 6 puncte, dar are 16 recuperări. Ceva în genul lui Draymond Green. Coș de 3 puncte, Elena Dincă. Draymond Green a reușit aseară primul triple-double din istoria NBA fără puncte. Ceva incredibil. Draymond Green în meciul dintre Golden State și Memphis Grizzlies a reușit 12 recuperări, 10 pase și 10 intercepții, un nou record al echipei. Recordul în NBA este de 11, dar pentru Golden State era de 9. Așadar, 12 recuperări, 10 pase, 10 intercepții, 6 puncte doar și 5 capace. Mai avea nevoie de 2 coșuri pentru a stabili un quadruple double. Gora. 60-56 în favoarea echipei Portocalii. O primă repriză dominată de Brașov și sfert 3 în care jucătoarele lui Dan Calanci au avut 15 puncte în plus. Și jumătate din această finală pasionantă. Cristina Higgins, Dora Ardelean, Iliana Pesoviș așteaptă blocajul, dă drumul la minge. Ardelean aruncă de la distanță, nimeni la recuperare de la Brașov. A prins acolo Porcia Green, are 9 recuperări. Cherelle Poole
Dincă. Pasă înapoi pentru Cocker, care trimite în afara terenului. Era final de atac. Pesović. Ardelean. Pătrundere Pesović. Este faultată de Vârjoghi. Două libere pentru Biljana Pesović. Prima greșeală personală pe UTS este mai mult joc. Sunt primele libere pe care le aruncă jucătoarele de la CSU Brașov. Intră pe teren jucătoarea cu numărul 8, Gabriela Larisa Toma. Două aruncări libere cheltuite de joc, Biljana Pesović. Fără emoții, înscrie prima aruncare Pesović. 16 puncte, dar 3 din 14 de 2 puncte, plus 3 din 7 de 3 puncte a ratat. 15 aruncări din 21. O intercepție reușită acolo de Dor Ardelean la Larisa Toma și 2 puncte pentru Brașov. Din nou egalitate. Frumoasă combinație încheiată de Cocker, a pătruns Elena Dincă. A lăsat un spațiu de 3 secunde pentru Cocker, care a marcat pentru a 7-a oară de 2 puncte. Are 14 puncte plus 7 recuperări. Pesović. Ardelean. Ghizilă. Încearcă din nou de 3 puncte și marchează fenomenal. Ioana Ghizilă înscrie încă o dată de la distanță și își aduce echipa în avantaj. 4 din 5 de 3 puncte. Este coșul cu numărul 9 de la mare distanță reușit de brașovence. Tot 9 au târgoviștencele. Recuperează Larisa Toma. Pasează greșit. A fost acolo Ioana Ghizilă pe traiectorie. Cocera Tase, Șerel Pul. Pesović. Higgins cu blocajul. Pesović continuă, aruncă, ratează. Larisa Toma împinge mingea pentru Borșia Green. Joghe. 4 secunde, 3 secunde Porcia Green. Este minge pentru Brașov. Ardelean încearcă și ea de la mare distanță. Dora Ardelean, 4 puncte în acest meci, 0-3 de 3 puncte. Pul caută o poziție de aruncare. Dincă, Toma, Green. Are pe unde să pătrundă Porcia Green. Cocker comite pași. Cristina Higgins în fața ei. S-a desprins de parchet Monique Cocker și a comis turnover. 1 minut și jumătate, un punct în plus pentru Brașov, plus posesia.
Pesović. O apără la Larisa Toma, Pesović pătrunde, aruncă, ratează. Minge prinsă de Pool. O nouă șansă pentru târgoviștenii ce să ajungă la conducere. Coker. Pool. Cea mai periculoasă jucătoare din punct de vedere ofensiv. Ratează aruncarea. Este minge pentru Brașov. ...49 de secunde. Este timeout cerut de Cătălin Tănase. 62-63. Pula are 21 de puncte, 4 recuperări, Green are 7 puncte, 10 recuperări. Web 22 de puncte, 3 recuperări și 4 pase decisive, plus 3 intercepții, iar Ioana Ghizilă are 4 de 3 puncte din 5, în total 12 puncte. Pesović. Ardelean. Din nou Pesović. 40 de secunde din finala Cupei României. Ghizilă. 30 de secunde. Ghizilă. Stop shoot de 3. De data asta ratat. Larisa Toma are grijă să recupereze. Monique Coker împinge mingea în brațe. Posesie pentru formația care a câștigat ultimul trofeu în 2013. Este fault acolo. Greșeală personală pentru Ioana Ghizilă. Ioana Ghizilă. Și Tănase cere din nou timeout. 14 secunde. Nu sunt probleme cu faulturile. Două comise de brașovence, faul comis de târgoviștence. Repune Porcia Green. Pool. 10 secunde.
faza care poate decide câștigătoarea Cupei României. Pătrunde, aruncă și marchează! Cherel Pul marchează! Două secunde! O ceartă pe Ioana Ghizilă, Dan Calancea. Ce aruncare de pe un picior, Cherel Pul a întors rezultatul. Mai sunt două secunde și jumătate din această finală. Un punct în plus pentru echipa din Târgoviște. De final de meci. Brașovul a condus aproape toată partida și este acum foarte aproape să piardă trofeul. Două secunde și jumătate. Repune Ioana Ghizilă. Pesovici, trage Pesovici, ratează, dar este coș valabil, incredibil, incredibil, Higgins urmărește și împinge mingea în coș în ultima secundă. Așa ceva se vede doar în NBA, uluitor, uluitor, Higgins marchează coș valabil, arbitrii vor cere să vadă reluarea, să vadă înregistrarea pentru... A confirmat decizia. Decizia este coș valabil, marcat de Cristina Higgins. Să nu se fi bucurat prea repede. Ia să vedem. Cred că este coș valabil. De aici se vede foarte bine. Nu se vede nici de aici. Nu se vede nici de aici. Dar este la limită. La limită. Târgoviștencele cer expirarea timpului de joc. Totul este decis de o zecime de secundă. Rămâne de văzut cine câștigă această partidă. Nu se vede aici exact tabela. Se vede. În mod normal, cred că se dusese timpul. Mingea era în aer înspre mâna Cristinei Higgins când timpul a expirat. Arbitrii au dat coș valabil inițial. Remarcabil efortul brașovencilor în această finală. Remarcabil modul în care au luptat. Probabil decizia s-a dat pentru Târgoviște. Da, decizia s-a dat pentru Târgoviște. Se termină 64-63. Coșul nu a fost valabil. Coșul marcat de Cristina Higgins nu a fost valabil și târgoviștencele obțin trofeul în lacrimi. Ana Maria Vârjog este primul trofeu pe care îl ia în carieră. Așadar, avem un final absolut fantastic. Păcat, păcat pentru efortul Cristinei Higgins, dar trebuie să existe o singură învingătoare. Și asta este echipa din Târgoviște, o învingătoare decisă de o zecime de secundă. Semnul lui Grigoraș închide istoria acestui meci și este a 8-a cupă câștigată de CSM Târgoviște. Brașovul pierde cu o zecime de secundă, pentru o zecime de secundă, această
Este 0 aici, înainte ca mingea să fie atinsă de Higgins. Este 0-0. Am văzut finale olimpice în cursele de not decise de o sutime de secundă. Acum vedem o Cupa României decisă de o zecime de secundă. Dan Calancea a reușit o mare performanță, să fie atât de aproape de trofeu, un trofeu care era considerat deja în vitrina clubului organizator Șepși Sfântul Gheorghe, dar care iată se duce la Târgoviște pentru prima oară după 2013. Vor fi premiate imediat cele două finaliste, vom sta până vom vedea decernarea Cupei României. Cătălin Tănase, omul cu trofeele de la Târgoviște, revine acum și aduce Cupa României. Extraordinară performanță, extraordinară revenire a târgoviștencelor de la minus 15 puncte. A fost 28-43 în sfertul al treilea și final 64-63 cu un coș care nu a fost valabil pentru o zecime de secundă. Foarte spectaculos meciul, remarcabil modul în care au evoluat basketbalistele de la Olimpia Brașov. O mențiune specială pentru Ioana Ghizilă, o jucătoare de mare viitor. 12 puncte, 4 recuperări, 3 pase, o intercepție, Ioana Ghizilă. Web, 22 de puncte, Pesovic, 17 cu 5 recuperări. Higgins, 6 puncte și 17 recuperări. Asta este statistica celor mai bune basketbaliste în finală de la Olimpia Brașov. Pentru Municipal Târgoviște, 23 de puncte, Pool, cea care a reușit practic coșul decisiv. Încă sunt discuții. Dan Calancea protestează, are ceva de explicat arbitrilor, dar nu mai poate întoarce situația în acest meci. Pool, MVP-ul partidei, fără discuție. Larisa Toma cu încă un trofeu în palmares. La 42 de ani și jumătate, Larisa își continuă o carieră impresionantă, reușind să câștige a șasea cupă a României. Pool este MVP-ul finalei, absolut firesc. Jucătoarea de la Michigan State University a reușit 23 de puncte, 4 recuperări și 3 pase decisive, o singură minge pierdută în 34 de minute jucate. Doar 3 jucătoare au stat mai mult pe parchet de la Târgoviște: Coker, Larisa Toma și Green. Green nu a ieșit deloc, 40 de minute bifate. Larisa Toma a jucat 35 de minute. Dan Berceanu premiază echipa din Brașov. Alina Crăciun, Dora Ardelean, Ruxandra Chiș, Iriana Pesovic, Maria Ferrariu este cea mai tânără jucătoare din lotul Brașov, născută în aprilie 2000, Iulia Brezoi, Ioana Ghizilă, Dominic Johnson, Amira Al-Ashhab,
n-a intrat deloc în acest meci, Web și ghinionista Cristina Haighizgea, care a înscris coșul care până la urmă nu a fost validat. Acum vor fi premiate câștigătoarele Cupei României. Horia Păun, președintele Federației Române de Basket, premiază câștigătoarele cupei. Elena Dincă, 9 puncte cu 3 coșuri de 3 puncte în acest meci. Apoi Alina Chivu, Alexandra Ghiță, Ana Maria Vârjoghe, Marta Fodor, Larisa Toma, Borșia Green, Diana Tănase, numărul 68, Donica Cosby, numărul 0, Cherel Porsche Bull, și va primi trofeul Borșia Green, campioana, capitanul echipei. Cupa României merge la Târgoviște după o finală decisă de o zecime de secundă. Urmează lupta pentru titlu, o luptă în care cu siguranță va avea un cuvânt greu de spus formația gazdă, Șef și Sfântul Gheorghe. Aceasta a fost finala Cupei României. Felicitări învinsei Olimpia CSU Brașov, felicitări câștigătoarei CSM Târgoviște. Basketul merge mai departe. Vă salut pe toți. Nu uitați, de la ora 20, Oradea, U-Banca Transilvania, derbiul campionatului masculin. La revedere!